Pe harta mentală noi avem un număr de așteptări. Pentru că noi ne-am cultivat anumite obiecte ale hărții mentale pe care le considerăm importante și în jurul căruia facem raționamente logice. Să dau un exemplu. Cântecele de dragoste. Iubesc femeia de dor nebună, femeia brună cu ochi negri de foc. Deci asta este un leitmotiv. Aici apar un număr de caracteristici. Aici apar un număr de caracteristici care, mai mult sau mai puțin, sunt simbolice și care, de fapt, ce fac? Mobilează harta mentală cu obiectele pe care le are fiecare persoană în parte. Ce ne face pe noi să fim mulțumiți sau nemulțumiți? Ce ne face pe noi să fim fericiți sau nefericiți? Din ce motive avem sau nu avem satisfacție pe un eveniment? Toate astea nu țin de structura noastră internă, ci țin de harta noastră mentală. Exact pe același tipuri de evenimente, un om poate fi extrem de fericit sau extrem de nefericit dacă vine dintr-o altă hartă mentală, dintr-o altă cultură. Acum, noi, de exemplu, am trecut recent prin niște alegeri care ne-au nemulțumit. De ce ne-au nemulțumit? Sau de ce ne-au mulțumit? E o problemă deschisă și asta se datorează, în primul rând, formulei noastre mentale, în care pe harta mentală noi avem anumite obiecte pe care le considerăm ca fiind bune și altele pe care le considerăm a fi evitabile. Deci avem pe ele o caracteristică negativă. Noi catalogăm într-un anumit fel, pozitiv sau negativ, numai obiectele pe care le înțelegem și le înțelegem numai pe cele pe care le regăsim pe harta noastră mentală. De exemplu, noi nu avem niciun fel de reacții emoționale și intelectuale la, știu și eu, metabolismul râmelor. La început, când ne-am născut, harta noastră mentală nu e nulă, conține ceva, dar conține altceva decât punem noi pe parcursul vieții. La început avem un grad de adaptare extraordinar de mare, pe care îl restrângem în timp prin așezarea pe harta mentală a o grămadă de obiecte noi, pe care noi le considerăm importante. La început, deschiderea noastră și încrederea noastră sunt totale. Ulterior, încep să devină din ce în ce mai scăzute, avem încredere însă în obiectele pe care ni le-am construit pe harta mentală și pe care le-am caracterizat prin ceva. Acest ceva, relația, este exact partea care ne interesează cel mai tare. Copilul mic, ați văzut, are pe harta mentală diverse lucruri, puține, și o să analizăm imediat ce are pe harta mentală. De ce este așa de puține? Nu a avut încă un grad de experimentare a mediului, însă are o deschidere extraordinară pentru orice nou. Copilul foarte mic învață în câteva luni o limbă. Noi avem nevoie de un timp de câteva ori mai lung să învățăm o limbă străină. El învață o primă limbă care e străină, de la bun început și o învață foarte rapid. Învață să-și controleze corpul, musculatura și învață în câteva luni, ceea ce, dacă noi ar fi să ne luăm după un caz de recuperare clinică, să spunem, cineva care a avut un accident și încearcă să-și recupereze un membru, nu tot corpul, are un timp de recuperare mult mai lung decât al unui copil mic, până ajunge la virtuozitatea utilizării. De ce reușește performanțe de genul acesta? Învață să socializeze, să-și folosească limbajul mimic foarte rapid. De ce? Pentru că are harta mentală goală, nu e plină cu foarte multe lucruri puse în mod artificial. Și are o energie adaptativă uriașă. Cu cât noi punem mult, cu atât avem energie mai puțină. Cu cât umplem harta mentală, cu atât ne putem adapta mai târziu la mai puțin.
Dar ce avem noi de la bun început pe harta mentală? Noi de la bun început pe harta mentală avem trei tipuri de hărți, se spune eu, de acțiuni. Un tip privește harta noastră mentală de om biologic. Noi avem reflexe, avem comportamente standardizate, tipul care ne naștem, portofolii de urgență, pe care le știm, instincte, cu alte cuvinte, cu care ne naștem. Avem o grămadă de informații care ne permit să avem un metabolism și pe care le recuperăm pe rând. Copilul până prin luna a patra, de exemplu, nu are peristaltismul format. Până prin luna a treia nu vede bine. Deci prin luna a treia începe să recunoască ceea ce vede. Anterior, el nu vede decât pete de culoare. Nu poate recunoaște figuri. Nu poate recunoaște decât culori și forme. Pentru că harta mentală se configurează, și aici e altă parte extraordinară, plecând de la puțin, prin corelări și iterări multiple, până când ajunge să folosească obiectele pe care le-a așezat cu un grad de optimizare din ce în ce mai mare. Asta ne face și pe noi să fim familiari cu harta noastră mentală și să utilizăm cu preponderență ceea ce e bine fixat. Din cauza asta, oamenii în general au un grad de creativitate destul de redus și sunt destul de puțin deschiși către nou. Utilizează bine ce au învățat în timp și din cauza asta, orice lucru novator, orice acțiune novatoare este dificil de așezat. În afară de această parte de hartă mentală biologică a propriei persoane, mai avem din naștere o hartă mentală care ține de relația noastră cu mediul exterior. Mediul la exterior e ceva care merge pe capacitatea noastră de comunicare. Dacă noi putem comunica cu pisica, mediul nostru este pisica. Dacă putem comunica cu oamenii, mediul nostru e societatea. Dacă putem comunica cu plantele, animalele și așa mai departe, mediul nostru este ecosistemul. Pe partea aceasta de comunicare, dacă noi putem comunica cu știința, cu cosmosul prin știință, atunci avem mediul nostru, universul integral sau prin religie, credință și nu știu cu Dumnezeu, atunci avem o întreagă deschidere pe comunicare extrem de largă. Aici, pe mediul de comunicare, nouă ni se formează sentimentul egocentrismului și al identității de personalitate. Dacă noi, de exemplu, avem puterea de a comunica numai cu noi înșine, deci nu putem comunica cu mediul ambient, cu oamenii din jur, avem o dificultate mare de comunicare sau nu le înțelegem informațiile care vin de la mediul ambient, atunci avem un comportament altruist față de noi înșine și egocentric față de ceilalți. Deci eu nu am cum să comunic suficient de bine, nu pot să relaționez suficient de bine, nu pot traduce pe harta mea mentală informația care vine de la ei sau din afară. Din cauza aceasta am un zid de protecție față de ceilalți și eu sunt egocentric. Dacă pot comunica cu familia, de exemplu, care, mă rog, are acea cultură familială identică cu a mea, atunci am altruism față de familie și egocentrism în rest. Dacă pot comunica foarte bine cu mediul meu cultural, de exemplu, cu orice român, să zicem, comunic foarte bine, atunci eu sunt un patriot român. Am altruism față de orice român, dar sunt egocentric în rest. Și acest gen de relație care merge pe comunicare se așează direct pe starea de egocentrism sau de altruism într-o formulă care este unică fiecăruia. Mai avem încă o hartă mentală care este cea față de corpul social, în care cuvântul cheie aici nu e comunicarea, ci încrederea. În ce avem noi încredere? De exemplu, pe harta noastră mentală avem încredere în structura socială protectivă, care mi-asigură un feedback corespunzător și asta o fac prin bani.
Deci banul este vectorul încrederii mele în gestiunea socială. Pentru că banul nu are valoare intrinsecă. Banul e o bucată de metal sau de hârtie care nu are nicio valoare intrinsecă. Deci am încredere că dacă dau acea hârtie sau metal într-un loc, eu pot primi ceva de care am nevoie. Încrederea mea e totală pe direcția asta. Am încredere în genele noastre umane și încrederea asta este mediată de estetic. Deci eu am încredere că cineva frumos, din punctul meu de vedere, e compatibil genetic cu mine. Și că atunci mă pot lipi de persoana respectivă făcând un cuplu. Am încredere, social vorbind, că pe latura procreierii și a familiei și așa mai departe, a împrăștierii urmașilor, esteticul este corespunzător ca monedă de schimb. De unde și proverbul că nu e frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie. Deci aici e o chestie de asemenea personală. Am încredere în repetitivitatea fenomenelor naturale și asta o fac tot printr-un intermediar care e, de exemplu, politic. Am încredere în vot. Am încredere în putere. Că știu că la un moment dat lucrurile se vor petrece. Deci totdeauna încrederea este intermediată de ceva. Am încredere în legitatea Universului și în faptul că ne oferă în permanență niște legi, niște reguli care arată stabilitatea formulei de existență a Universului și asta o fac prin știință. Deci eu totdeauna, în relația mea socială, societatea mea de cine e cuprinsă? Numai de mediul pe care eu sunt altruist sau și de mediul pe care eu nu mai sunt altruist? Societatea mea e mai largă. Deci în societatea mea intră și mediul la care eu nu sunt altruist. Intră și ungurii, de exemplu. Eu fiind român. Nu pot să neg existența ungurilor. Există. Foarte bine. Îmi plac ungurii. Dacă eu îi înțeleg și pot comunica cu ei, îmi plac. Dacă nu îi înțeleg, nu-mi plac. Deci noi avem, încă o dată reiau ideea, trei forme de expresia hărții mentale. Avem o hartă mentală pe propriul nostru corp. Avem o hartă mentală pe relația noastră cu mediul de comunicare. Și avem o hartă mentală pe relația noastră socială. Acum, pentru o bătrână care n-ar decât o pisică, relația socială cu pisica este mai puternică decât relația socială cu oricine altcineva. Ea vorbește cu pisica, se înțelege cu pisica. Pentru un cioban, oile sunt partenerii de viață, comunică cu oile, vorbește cu oile, le cântă, îi distrează oile, dă spectacol. Și așa mai departe. Deci aici e o întreagă societate care se bazează pe comunicare, pe corpul de mediu. Care e diferența totuși între corpul social și corpul de mediu? Păi corpul de mediu poate merge până la mediul natural. De ce, de exemplu, noi avem acum această criză ecologică atât de profundă, care ne duce pe noi la crizele financiare, economice și restul? Pentru că noi putem comunica cu mediul. Deci noi ne-am izolat de mediu, trăim în orașe și nu mai avem capacitatea să interpretăm și să înțelegem mesajele mediului. De ce nu s-a întâmplat treaba asta înainte? Pentru că oamenii trăiau în natură. Deci până prin secolul XIX, oamenii au avut un contact cu natura mult mai intim. Și erau într-un fel oarecare obligați să trăiască în mediu și să-l înțeleagă. Mi-aduc aminte, Dumnezeu să ierte, de bunica mea care spunea așa: eu știu, mamă, că se pune porumbul primăvara numai atunci când, dacă te așezi pe pământ cu fundul gol, și nu ți îngheață fundul, da? Ai ocheiul pământului cu ocazia asta. Dacă ți îngheață, nu e bine, că dacă ți îngheață fundul tău, îngheață și, îngheață și grăunța de porumb.
Deci asta presupune o relație, cum să spun, de parteneriat cu Pământul. Pământul îți dă binecuvântarea. Îți dă posibilitatea și aprobarea ca să pui sămânța. Ei, noi am pierdut genul ăsta de relație, izolându-ne într-un mediu artificial. Și noi acum noi nu mai avem senzor la mediu. Dar asta ne-a creat criza ecologică. Dar de ce ni se creează nouă criza financiară? Noi mai înțelegem relațiile financiare? Sau s-au devenit atât de complexe încât noi nu le mai putem înțelege? Mai putem avea o comunicare pe încredere cu mediul financiar? Nu omul de rând. Deci, într-adevăr, omul de rând nu mai poate. Mediul financiar a devenit atât de complex, cu derivative financiare, cu tot soiul de alte minunății, încât s-a spart relația de comunicare. Eu nu mai mă duc doar să fac ceva ce înțeleg. Pe harta mentală, nu mai încap toate derivativele financiare. Eu utilizez telefonul mobil ca să dau telefon. Să primesc telefon. Nu fac poze cu el, nu fac calcule pe el, nu fac o grămadă de alte chestii. De ce? Pentru că pe harta mea mentală, deși ăsta are 100 de opțiuni, 500 de opțiuni, 1000 de opțiuni, pe harta mea mentală, telefonul este pentru comunicat. Și atât. Pe harta noastră mentală, copacul este pentru făcut scândură. Și atât. Deci noi nu avem, de exemplu, în relația noastră cu natura, sentimentul că acel copac este o ființă vie, care are trăiri emoționale, care are dialog cu alți copaci, că are modalități de procesare a datelor și așa mai departe. Nu încape. Pentru noi, noi nu avem cum comunica, harta noastră mentală e sărăcită. Bun. Deci, haideți să ne uităm un picuț. Aici avem o paradigmă contradictorie. Cu cât suntem mai deschiși, cu atât suntem mai adaptabili. Și atunci ne putem cultiva harta mentală cum dorim noi. Cu cât avem mai multe obiecte pe harta mentală, cu atât suntem mai puțin adaptabili. Și atunci reiterăm aceleași vechi chestii. Deci unde e punctul de contact în care noi trebuie să punem accentul? Pe cantitatea sau pe calitatea informației? Iar reiau ideea cu bunica. Bunica mea, Dumnezeu să o ierte, când aveam eu 3 ani, m-a luat de mână și m-a dus la cuibarul găinilor. Eu vară mă petreceam la țară. Și mi-a zis, du-te tu și ia ouă de sub găină. Dar spune cum te cheamă, că dacă nu-i spui cum te cheamă, ea nu va mai veni pe cuibar și nu o să mai facă ouă aici. O să facă ouă în altă parte și nu mi-am de unde să mai ouă. Relația de comunicare directă cu găina. Găina ce era? Era o personalitate care avea intenții, avea dorințe, avea plăceri, avea comunicare, avea încredere sau neîncredere în noi și care dacă nu știa cum mă cheamă, n-avea încredere în mine. Sunt obiceiuri care veneau din neolitic, dar în neolitic noi nu distrusesem natura. De ce? Pentru că pe harta noastră mentală natura exista. Pe când pe harta noastră mentală actuală, natura e o proiecție pe ecran cinematografic sau televizor. Deci, eu cum să pot pretinde unui copil, de pildă, să fiu un protector al mediului, când dacă îl întreb cu ce este învelită găina, cu ce acoperită găina, el spune că e acoperită cu o pungă de plastic. El n-a văzut niciodată o găină acoperită cu fulgi. Deci asta este o realitate a hărții noastre mentale. Noi nu dăm informație de calitate. Și harta noastră mentală, în general, este plină cu foarte multă informație care ne-a consumat energia vitală, dar care nu are niciun fel de calitate. Este o informație redundantă, o informație inutilă. Dar de ce am mâncat noi informație redundantă și inutilă? De ce n-am consumat informație de calitate? Da, asta este o foarte bună
da, da. Comoditatea. Noi când ne naștem, ne naștem cu câteva mecanisme mentale pe care le avem automat, altfel n-am putea supraviețui. Avem un mecanism de adaptabilitate, care însă are și o componentă de dezadaptare, de neadaptare, de revoltă contra unei adaptări prea adânci. Avem un mecanism de evoluție, care însă și are și o componentă de involuție. Eu nu pot evolua pe toate direcțiile, trebuie să fac o selecție. Pe unele las să usuce. Că nu mă interesează să evoluez în toate direcțiile. Îmi aleg. Avem un mecanism al puterii, care e foarte interesant. Deci avem un mecanism al puterii care este stimulativ pentru dezvoltarea abilităților noastre mentale, a forței noastre, a senzorilor noștri cu care percepem mediul înconjurător și a bazei noastre energetice, care ne face să fim tari. Deci, care la animale duce la competiția pentru a fi masculul alfa sau femela alfa în cadrul grupului. Mecanismul de selecție genetică al puterii, cel mai tare câștigă. Și avem o grămadă de mecanisme de contabilizare a eforturilor și a rezultatelor. Unul dintre ele îmi spune plăcere maximă cu efortul minim. Comportamentul hedonist. Altele ne duc la acumularea de capital. Deci mă interesează să acumulez experiență, mă interesează să acumulez prestigiu, mă interesează să acumulez relații, să acumulez ceea ce mă pune într-o anumită postură. Și treburile astea le avem odată ce ne naștem. Dacă studiați un copil mic, veți vedea că sunt de manipulatori. Ei știu să-și provoace plăcere, să-ți provoace ție plăcere ca să-i provoci lui plăcere, să te streseze ca să-i provoci lui plăcere și așa mai departe. Deci are o grămadă, astea sunt mecanisme născute care declanșează comportamente. Și animalele le au. Dar nici nu le lipsesc, le avem. Astea sunt în programul nostru comportamental însă aplicabile peste tot. Deci acestea sunt aplicabile pe componenta personală, pe componenta socială și pe componenta de mediu. Cum a fost, de exemplu, pe harta noastră mentală, mecanismul puterii aplicat pe componenta de mediu? Ce am făcut noi când am aplicat mecanismul puterii? Întâi l-am subjugat. Am domesticit animale, am domesticit plante, am făcut ca mediul să joace cum cântăm noi. Și asta este o chestie veche, deci nu e recentă. Deci, cum să spun, aceste mecanisme comportamentale noi le putem vedea dacă stăm și traducem, de exemplu, legile lui Moise. Mecanismul puterii. Unde îl găsim? Legea a 10, sau cât este, crește și vă mulțiți și umpleți pământul. Mecanismele de cuantificare și de contabilizare. Respectă părinții, respectă... Da, deci, o grămadă. Mecanisme de interdicție în care n-ai voie să faci ceva, în care ai descreșterile. Nu omorâ, nu fura, nu strica, nu... Deci sunt mecanisme în care, dacă faci asta, degenerezi. Dacă studiem un pic harta noastră mentală, băgând de seamă un lucru absolut fascinant, că pe partea noastră biologică, noi avem o hartă mentală acumulativă. Această hartă mentală acumulativă nouă ne permite să păstrăm experiențele vechi, să nu uităm nimic, să nu pierdem niciodată nimic din istoria personală. Orice ni s-a întâmplat cândva rămâne, orice traumă, orice bucurie, orice succes, orice vârf cucerit, orice groapă în care am călcat,
rămâne în istoria noastră personală și nu mai putem să ștergem. Noi dezvoltăm însă pe aceste întâmplări de viață, pe arta noastră acumulativă, dezvoltăm ce anume reflexe, condiționări, pe harta noastră de comunicare căpătăm simboluri. Noi avem simboluri specifice, avem simboluri pentru frumusețe, de exemplu. Încrederea genetică pe comunicare mie îmi dă simbolul frumuseții. Nu știu, 50, 80, 30, nu știu cât, care sunt normele respective, dar toate sunt simbolice. Pe harta noastră mentală socială, pe comunicare, noi lucrăm cu simboluri. Vă pun o întrebare. Care dintre candidații de prim-ministru vi se par cei mai adecvați? Care dintre cei trei vi se pare, dacă nu i-ați cunoaște, așa la o primă vedere, mai adecvat funcției? Poftim? Care erau Stolojan, Joană și cu Tăricianu. Bă, presupune că sunt numai ăștia trei. Așa, o să fie 30, să zicem, dar din ăștia trei, care vi se pare mai adecvat funcției? Dacă nu i-ați cunoaște, deci dacă ați vedea prima oară în fața ochilor, după aspect. La aspectul fizic, pentru că oamenii la nivelul social cred în chestia asta. Ei comunică prin simboluri, traduc simboluri și cred foarte mult în prima impresie. Ilescu a câștigat 10 de ani alegerile, vorba aia, 100 de ani, numai pe zâmbet. Deci el a manipulat foarte bine zâmbetul social. Și oamenii au crezut în prima impresie. Deci care dintre cei trei vi se pare la prima impresie că e mai adecvat funcție? Da. 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 Tăricianu a și fost prim-ministru, ați văzut cât zâmbet are Tăricianu de la ureche la ureche elaltă. Ce înseamnă zâmbetul ăsta? E un simbol. Ce simbol? Deschidere către comunicare și comunicare de succes. Deci noi, în relația socială, judecăm pe simboluri. Noi nu judecăm, practic. Asta e partea extraordinară. Harta mentală e o hartă, nu e un mecanism de judecată. Harta mentală e un relațional pe care noi nu facem și judecăți logice, dar care deseori înseamnă aproape totdeauna, ne condiționează gândirea. Noi totdeauna pe harta mentală suntem subiectivi. Care vi se pare mai inteligent dintre cei trei? Da, dar arată decrepit. Dacă te uiți la el, e la fel de pălit ca o floare ținută în glasră 5 luni. E, nu. Ăsta, Joan, arată mai proaspăt. De exemplu. Și pe harta noastră mentală, figura lui decrepită, a lui Stolojan, mai corespunde cu imaginea unui tip capabil să conducă? Sau noi, de la bun început, îi dăm un vot negru? Pentru că avem un simbol al decrepitudinii care e legat de incapacitatea de a duce ceva până la capăt. Da. Deci noi avem două tipuri de obiecte pe harta mentală de tip simbol. Avem simbol funcțional, da? Și simbol de reprezentativitate. Deci noi facem asocieri pe harta mentală. Stolojan egal decrepit, egal rezultă incapacitatea de conduce. Asta putea să nu fie deloc adevărat. S-ar putea să n-aibă nicio legătură una cu alta.
Însă noi nu mai stăm să judecăm, să analizăm. În general suntem suficient de mulțumiți să avem o primă impresie. Harta mentală ține loc de gândire la marea majoritate a oamenilor. Mai grav e că harta mentală ține loc de observație la marea majoritate a oamenilor. Spuneți-mi, ce observați la mine? Vă rog, vă uitați la mine și spuneți-mi la prima observație ce observați. Te observeam zapelea. Așa, altcineva ce observă? Bă, da, evident. Evident, pentru că aici e un lucru foarte interesant. Noi observăm numai ceea ce, atenție, suntem condiționați pe harta mentală să observăm. Sunt nenumărate detalii pe care noi nu le observăm decât dacă suntem învățați să le observăm. Și asta este partea interesantă. Deci, ochiul vede, dar mintea nu privește. Pentru că nu are reperele. Harta noastră mentală ne face pe noi orbi, surzi sau vizionari și mai știu și eu cum, dacă avem mobilate cotloanele ei cu obiectele semnificative care să ne permită interpretarea ceea ce vedem și auzim. Deci, puteți voi observa, eu am zapelea, bun, de ce am zapelea? Ok. Bun. Deci, pe aspectul fizic, ce altceva se poate observa la un om? Când vă uitați pe stradă la un om, ce observați întâi și întâi? Greșit. Wrong. Sexul. Primul lucru pe care îl observați este sexul. Dacă vă luați o femeie. Vă spun categoric. Și mai departe, ce observați? După ce observați sexul. Starea lui energetică, dacă e vioi sau dacă este veștejit. Pe locul 2. Pe locul 3, ce observați? Gradul lui de disponibilitate. Pe care îl vedeți, vă aveți, e simpatic sau antipatic, îmi place sau nu-mi place. Abia la urmă vă uitați la ce fel de personalitate are. Abia la urmă citiți fața, ochii, inteligența, știu și alte lucruri. De ce se întâmplă asta? Pentru că atunci când îl vedeți, îl vedeți pe harta mentală biologică. Întâi îl scanați pe harta mentală biologică. Și pe harta mentală biologică îl scanați de jos în sus totdeauna. De ce? Primul lucru care se vede e sexul și e, totdeauna când te uiți la cineva din spate nu-i vezi călcâiere, vezi fundul. Nu că ar fi cea mai frumoasă parte, dar este identificatorul de specie. Toate speciile se recunosc una după alta, pe alta după fund, pentru că inițial au fost patrupede și că într-o turmă îți dai seama de partenerul din fața ta că e din specia ta după fund. Scurt, că îl vezi din spate. Deci asta este partea biologică de care vă spuneam, care este acumulativă. Noi am acumulat experiențele genetice, acumulăm experiențele sociale pe harta noastră mentală. Și pe harta noastră mentală biologică, noi nu gândim. Doar acumulăm experiență. Și punem experiență pe experiență, pe experiență și mai departe creăm reflexe condiționate. Ce reflex condiționat avem noi dacă vedem în fața noastră o doamnă cu fundul imens? Sau un domn cu fundul imens? Prima mea reacție. Mă interesează sau nu mă interesează? Nu.
Deci mă dau deoparte și fac loc și văd de treaba mea, nu mă interesează, nu? Deci am deja niște lucruri care țin, niște comportamente care țin de, nu de gradul meu de înțelepciune sau așa mai departe, ci de gradul meu de experiență anterioară, nu e chiar specia mea. E pe undeva pe lângă specia mea, deci nu mă interesează. Specia mea are fundul mai mic. De exemplu, asta este una dintre lucrurile care țin de experiență. Pe harta mentală socială, în care vă spuneam că avem un cuvânt magic care înseamnă ce? Încrederea. Eu mă uit la persoana respectivă și ce zic? Îmi place sau nu-mi place? Mi-e simpatic sau mi-e antipatic? Cu alte cuvinte, am deschidere și încredere față de persoana respectivă sau nu am? Intru în proces de gândire? Nu. E o analiză superficială. Iar pe harta mentală de comunicare cu mediul, trebuie să-l aud cum comunică. Poate avea comunicare verbală, poate avea comunicare fizică, facială și așa mai departe. Ce se întâmplă dacă cineva nu are comunicare de niciun fel și nu corespunde la niciuna dintre hărțile noastre mentale? Mai am eu vreun contact cu persoana respectivă sau îmi văd de drum? Îmi văd de drum. A fost până acum un mecanism de gândire pe undeva? Nu. Deci ăsta este corpul nostru cu care ne naștem. Cu ce diferă el față de cel al animalelor? Cu nimic. Pe acest corp însă eu pot avea reacții emoționale. Am antipatii, simpatii, pot avea pasiuni, dacă corespunde pe toate trei hărțile mele mentale, mi se trezește așa o dragoste nebună sau știu ce altceva, dar apare vreo clipă rațiunea și gândirea? Nu. Astea sunt, le putem da deoparte liniștiți. Dar pe mine mă pot condiționa. Trec pe lângă cineva și brusc, uite așa îmi sare inima în piept și zic, asta e persoana? Am avut un act rațional în treaba asta? Nu. Am avut un act emoțional pentru că harta mea mentală s-a cuplat cu acea hartă mentală a celuilalt. Am recunoscut anumite caracteristici. Cât de tare ne condiționează pe noi harta mentală? E enorm. Răspunsul nostru este enorm. Deci cât ne condiționează este fără margini. Capacitatea noastră de gândire, capacitatea noastră de interpretare, capacitatea noastră de dezvoltare personală, capacitatea noastră de relaționare, de empatizare, de generozitate și așa mai departe, toate depind de ce am pus pe harta mentală. Ce am cultivat noi pe harta mentală? Există o harta mentală unui popor, nu numai unui om. Există harta mentală a poporului român. Pe harta mentală a poporului român noi avem reflexe condiționate, care s-au creat în timp, pe harta biologică mentală a poporului român. De exemplu, noi suntem vestiți în toată lumea pentru că suntem descurcăreți și hoți. Deci furăm de la idei până la obiecte, furăm și aplicăm. Asta nu o iau în sens peiorativ. Sunt soluții pe care noi le-am moștenit și pe care le ducem mai departe, pentru că mediul cultural favorizează acest lucru. În acest context, dacă te duci cu avionul într-o țară străină, recunoști imediat care dintre cei care sunt în avion, dintre pasageri, sunt români și care nu. Parcă scrie pe fruntea lor. Vezi repede că ăla nu e român, că e neamț sau că e altceva, e evreu sau nu știu ce, nu recunosc neapărat ce,
dar e clar că nu e român. Avem același facies. Da? Avem un facies care ne permite să comunicăm între noi cultural. Să ne recunoaștem cultural unii cu alții, să ne dăm seama că facem parte dintr-un același popor și să avem o relație de comunicare directă și imediată, ne temându-ne că unul face ceva care nu va fi agreat de celălalt. Pentru că avem hărți mentale până la un punct relativ asemănătoare și putem până la un punct comunica în mod direct. Ne dăm seama automat că persoana din fața noastră are caracteristicile noastre și avem încredere în el sau în ea. E caldă, e generoasă, e ospitalieră, fură și minte. Și ok, cu asta basta, avem o amprentă. Amprenta respectivă este o hartă mentală socială. Sau exagerează și este oniric și nerealist. Sau este țeapăn și rece și așa mai departe, dar ăla e suedez. Sau neamț, nu-i de-al nostru. Cum s-a ajuns la harta socială, mentală socială, de la harta individuală? Simplu, prin transmitere. Pentru că există aici două mecanisme care permit modificarea hărții mentale. Mecanismul de copiere și mecanismul de inducție. Pe mecanismul de inducție se bazează, de exemplu, toate formele de leadership. Uitați-vă, de exemplu, care este, din experiența personală, diferența mare de comportament a românilor pe vremea lui Băsescu față de vremea lui Iliescu. Sau lui Constantinescu. Fiecare a impus o formă de leadership diferită. La Băsescu se cunoaște, pentru că el fiind mai imprevizibil, valurile pe care le provoacă sunt mai mari. Și atunci se vede cum funcționează în mediul social. Comportament imprevizibil și la alții. Și așa în continuare, se transmite. E un val care se transmite. Ce merge aici foarte interesant? Merge acest mecanism de copiere. Harta mentală se modifică pe mecanismul de inducție-copiere. La turci, dacă te duci și acum într-o casă de turc, vei găsi oriunde te duce și în case și în instituții, o statuietă a lui Kemal Atatürk. De ce? Pentru că ăsta a avut o personalitate de puternică încât le-a modificat harta mentală a turcilor, le-a scos din evul mediu. Și a rămas puternică amprenta personalității lui asupra tuturor turcilor, pe mecanismul de inducție-copiere. La fel s-a întâmplat la nemți cu Hitler. După o vreme, toți nemții erau niște mici Hitler. El reușise pe mecanisme de induse copiere să creeze la momentul respectiv o modificare a hărții mentale. Dar aceste mecanisme nu sunt definitiv plasate. Lasă o urmă în istorie. Lasă o urmă în istoria personală, însă pot fi depășite prin acumularea altor experiențe. Cum spunea bunica lui Dumnezeu să o ierte, maică, învăț, oare și dezvăț. Nu uiți nimic, dar inducția nu lasă o amprentă definitivă. Pe harta mentală există și loc de experiment, care iarăși nu ține loc de gândire. La nivelul capacităților intelectuale și a caracteristicilor intelectuale, populația în general, cam 87% dintr-o populație statistică, are un IQ mediu de 100. Adică un pic peste liminar. Ceea ce le permite să trăiască totuși confortabil. Deci pot relaționa, pot avea o profesie, pot avea orice, fără să facă o performanță extraordinară. Ce ajută? Cum pot trăi, cum pot rezista, cum pot subzista într-o economie concurențială și într-o lume dinamică, neavând o capacitate intelectuală extraordinară? Ce ajută? Harta mentală. De ce? Pentru că le creează comportamente reflexe care în timp au ajuns să se cristalizeze suficient de mult astfel încât să nu le mai dea nevoia de a gândi. Totul devine un joc de simboluri.
în mediul social în care se învârtesc oamenii, totul este un joc de simboluri. Noi spunem bună ziua. Bună ziua. Așa, bună seara. Bună ziua, bună seara, sau ce spunem noi, înseamnă chiar o urare din suflet să-ți fie bună seara, să-ți fie bună inima, să-ți fie frumoasă viața, sau este o conveniență? E o conveniență simbolică, dar ce declanșează acest simbol? Se inițiază, exact, automat, un portofoliu de experiențe trăite care sunt utilizate automat și care țin loc de gândire. Dacă luăm o întreagă societate și modul în care ea este structurată, vom constata că societatea nu are niciodată excese. La ce vârstă se produce acest fenomen, această întrerupere a dezvoltării mentale și înlocuirea ei cu o hartă mentală bine condiționată? Vă spun eu, între 3 și 5 ani. Între 3 și 5 ani. Până pe la vârsta de 3 ani, copilul își îmbogățește în permanență harta mentală cu experiențe noi. De la 3 ani începe să întrebe de ce aia, de ce aia, de ce una, de ce alta. Când a avut greșeala să pună întrebări de tip de ce și cum, încep să-i se servească niște stereotipuri mentale. Aceste stereotipuri se așează pe harta mentală a copilului, sunt stereotipuri culturale, sunt stereotipuri de comunicare, sunt stereotipuri de orice fel, care cu timpul se dovedesc a fi atât de bine adaptate la nevoile societății, cât copilul ăla nu mai evoluează. Și rămâne pe loc cu o inteligență care s-a format insuficient până la capăt. Nu mai merge în continuare. De ce? Nu mai are nevoie. Societatea se autoprotejează în felul ăsta. Un om care evoluează ajunge să nu mai aibă egocentrism. Să-și deschidă abilitățile de comunicare astfel încât poate comunica cu medii din ce în ce mai largi. Să își deschide încrederea față de medii din ce în ce mai largi, de asemenea, ceea ce creează și puterea de a comunica mai bine. Deci el ajunge să fie altruist, ajunge să fie generos, să fie înțelept, să fie empatic, să fie armonios, să fie Iisus Hristos. Dar nu ajunge. De ce nu ajunge? N-ar nevoie. Societatea nu-i cer niciodată să fie genial, societatea nu-i cer niciodată să fie bun, nu-i cer niciodată să fie uman, nu-i cer niciodată să fie creativ, inventiv. El dacă este, o face pe cont propriu, cu riscurile de rigoare. Deci, un om care evoluează, în general, nu face pentru că e stimulat de societate. Societatea se mulțumește să aibă o hartă mentală eficientă. Noi avem o societate foarte imperfectă. Din cauza asta, harta mentală românească e ineficientă. Și, din fericire, din cauza asta, românii, eu pot vedea cu ochiul liber că sunt deseori mult mai inteligenți decât alții. Dar duceți-vă într-o societate foarte bine organizată. Duceți-vă în America. Și căutați să vedeți care este nivelul intelectual mediu al americanului de rând. Veți rămâne foarte surprinși că nivelul lor mediu de inteligență este incalificabil pentru noi de jos. De ce? Pentru că ei au o societate foarte protectivă. O societate care funcționează. Pe noi ne stimulează faptul că societatea noastră nu funcționează. Pe noi ne face mai deschiși pentru nou, mai creativi, mai inventivi și mai evolutivi, faptul că avem o societate proastă. E o societate contradictorie, o societate care ne creează probleme. Dar o societate care funcționează numai pe harta mentală, e posibilă și asta se poate găsi în foarte multe locuri din lumea asta. De la societățile în care religia spune un cuvânt total ca în multe țări islamice, până la societățile democratice în care statul spune ultimul cuvânt și în care ele tătuca care face totul.
cum era America sau în alte părți. Bine, și America se schimbă acum. Da. Societatea chineză este absolut extraordinară pentru că ei au un regim de îmbogățire a hărții mentale controlat de multă vreme printr-o invenție uluitoare care este alfabetul chinezesc. Alfabetul chinezesc e o filozofie în sine. În alfabetul chinezesc, un semn de genul ăsta se cheamă casă. Un semn de genul ăsta se cheamă nevastă. Iar un acoperiș cu două neveste înăuntru înseamnă bârfă, de exemplu. Deci e o filozofie intrinsecă. În momentul în care te apuci să înveți limba chineză, vrând nevrând, harta ta mentală se îmbogățește cu semnificațiile simbolului pe care îl absorbi legat de o anumită realitate. Din cauza asta, pe acest regim de îmbogățire permanentă a hărții mentale, chinezii sunt și mult mai inteligenți. Foarte inteligenți sunt 6%, față de americani la care procentul e de 2%. Deci asta e recunoscut unanim și de americani. Că chinezii sunt mult mai inteligenți din cauza faptului că ei au dificultățile inerente învățării alfabetului. Dar ce se va întâmpla cu noi, cu românii, din momentul în care noi consumăm doar junk food, noi consumăm doar materiale mestecate? Pentru că noi acum am devenit dependenți de televizor, dependenți de internet și de manipulare. Și în care ni se fixează niște stereotipuri mentale în permanență din ce în ce mai simplificatoare. Din fericire, cum vă spuneam, avem o societate foarte imperfectă și asta mai ține un pic echilibrul. Pentru că altfel la ce se poate ajunge? O omenire care funcționează doar pe harta mentală. E ca în romanul lui Orwell cu 1985. Și asta se poate, pentru că psihologic vorbind, se poate. Din cauza asta, noi avem profile de personalitate tipizate. E foarte interesant că dacă e un șofer de camion român, unul australian, unul nemț, unul englez, unul american și unul patagonez și îi pui împreună, ei se vor înțelege și fără să-și cunoască limba unul altuia, pentru că au hărți mentale relativ apropiate, mult mai bine decât dacă pui un savant român, cercetător în biofizică, cu un șofer de camion român și așa mai departe. Deci cu 5, 6, 10 profesii care sunt antagonic diferite și în care limba de comunicare e relativ aceeași. Harta mentală ajută la o comunicare mult mai rapidă decât limba. Eu am prilejul să particip la diverse congrese internaționale pe diverse teme. De exemplu, pe dezvoltare durabilă. Și mă întâlnesc cu oameni veniți din toată lumea. Credeți-mă că îmi sunt mai apropiați din prima clipă, pentru că avem aceleași preocupări, decât îmi sunt apropiați vecinii din cartier. Și e firesc să fie așa. Pentru că hărțile noastre mentale sunt comparabil asemănătoare. Bun. Dacă pe harta mentală unui bețiv se găsesc aici, în Australia, în America, în Japonia, în Patagonia, oriunde, sticlele de alcool, cărciumile, supermarketurile, farmaciile și spitalele de urgență, ei vor comunica imediat pentru că au un spectru de comunicare foarte redus, foarte îngust și relaționează imediat. Se miros, se simt unul pe altul rapid. Bun, acum, cât de adecvate sunt mijloacele noastre de hartă mentală pentru comunicare? De ce, vă pun o întrebare care e o întrebare cu scepsis, de ce cele mai bune femei caută să se mărite cu bărbații cei mai derbedei?
De exemplu. Pe care caută să-i salveze. Și asta este o chestie care se repetă. Deci e o chestie ciclică. Ca să funcționeze un instinct, trebuie să existe o compatibilitate pe harta mentală a celor două persoane și o complementaritate. Compatibilitate și complementaritate. Fiecare să simtă că cealaltă persoană îi oferă ceva ce nu are. Deci bărbatul derbedeu îi poate oferi spiritul aventurii și libertatea, sau știu și umorul, sau altceva, ce femeia nu are, are bunătate, are instinct matern și are spirit gospodăresc. E foarte interesantă problema asta, pentru că asta ne face pe noi să ne asociem în grupuri pe complementaritatea hărții mentale. Deci avem două tipuri de asocieri. Pe comunicare, tipuri de harte mentală asemănătoare, dar comunicarea nu e neapărat de durată, și pe relații de grup prin complementaritate. E o lege foarte interesantă psihologică care spune că nu stau două săbi într-o teacă. Dacă într-o familie ai 5 copii, vei constata că sunt cu temperamente absolut diferite, calități absolut diferite, dar se înțeleg între ei, se completează unul pe altul, însă fiecare ocupă o nișă lăsată liberă de ceilalți. Și atunci, cât de mult funcționează principiul inducției și copierii? Funcționează, dar la alt nivel. Deci, din cauza asta am început să vă spun că noi avem 3 nivele de hartă mentală. Noi complementaritatea o avem pe mediul social sau natural. Noi pe mediul natural avem o complementaritate și o asociere pe complementaritate absolut extraordinară. Ceea ce ne face pe noi să avem acvariu cu pești, câini, pisici și animale de companie, să avem flori în casă, e faptul că toate creaturile astea, din mediul natural, ne aduc o complementaritate față de harta noastră mentală care lipsește de ceva. Deci, noi formăm un ansamblu, formăm o familie lărgită. Pe comunicarea cu mediul social, copiii se asociază în găști. Dar nu vei găsi doi copii dintr-o gașcă care să facă același lucru. Într-o clasă, copiii se așează pe funcționalități. Unul va fi măscăriciul clasei. De ce? El ocupă o nișă lăsată liberă. Altul va fi agresivul clasei și el ocupă o nișă lăsată liberă de ceilalți copii. Deci asta este un lucru absolut extraordinar, faptul că noi avem tendința să formăm unități complementare de agregare. Hărțile noastre mentale atunci formează aproape o personalitate întreagă. Putem noi să devenim personalități întregi? Da, teoretic putem, numai că mediul social se împarte pe nișe sociale. Mediul social ce are? Ce ne oferă? Servicii, ne oferă slujbe, ne oferă nișa de adaptare în care noi învățăm ceva, ca pe urmă să ne angajăm undeva, ca să facem ceva. Deci este o structură relativ organizată în care unul e șef, altul e subaltern, altul e contabil și altul e secretar. Și altul e portar și așa mai departe. Fiecare are o funcționalitate deosebită, dar noi putem judeca firma sau întreprinderea ca un tot, când devine firma o firmă bună și eficientă? Când hărțile mentale ale angajaților se completează astfel încât își oferă serviciu unul altuia. Noi pe harta mentală, ceea ce iar nu înseamnă gândire, înseamnă tot o problemă aproape reflexă. Prin complementaritate ne oferim servicii unii altora. Unul are nevoie, eu am un prea plin, îi dau din prea plinul meu pe nevoia lui. Iar îmi dă din nevoia lui pe prea plinul meu, că și eu am nevoie de nevoia lui. Mă justifică, mă motivează,
Eu am nevoie de motivație pe nevoia lui.